Bolnavii își poartă crucea cu demnitate pentru toți cei aflați în suferință, dar și pentru aparținătorii acestora. De ziua bolnavului, un dar de suflet a venit din partea slujitorilor Domnului. Un sobor de preoți, în frunte cu preasfințitul Vasile Bizău, a oficiat o liturghie pontificală, chiar în holul celei mai mari unități spitalicești din județ. Evenimentul desfășurat la finele săptămânii trecute a marcat în avans Ziua Mondială a Bolnavului, sărbătorită astăzi la nivel mondial. Ești Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Imediat după liturghie, bolnavii au fost vizitați în saloane, unde au primit daruri pentru suflet. Ziua Mondială a Bolnavului a fost instituită în 1992 de către Papa Ioan Paul al II-lea, în cadrul celei de-a 75 aniversări a revelațiilor de la Fatima. Tot atunci s-au împlinit 11 ani de la tentativa de asasinare a preasfinției sale în piața Sfântul Petru din Roma.